Poliția Cluj trage de timp în cazul agentului pe care Ziar de Cluj și NCN vi l-au arătat în exclusivitate la finalul lunii mai, în timp ce acesta avea un comportament și limbaj agresiv față de un individ pe care îl reținea. Deși au trecut aproape 6 săptămâni de la incident, superiorii polițistului nu au luat nicio măsură disciplinară împotriva acestuia. NCN a făcut o cerere către Poliția Transportul și a întrebat ce s-a întâmplat în tot acest timp. Numică ne-a fost mirarea când în răspunsul primit am citit că incidentul a fost pasat parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, superiorii agentului declinându-și responsabilitatea. Mai mult în același răspuns am primit asigurări că polițiștii vor participa de acum înainte la activități de pregătire psihologică ca să evite astfel de situații pe viitor. Un avocat contactat de NCN ne-a explicat că faptele agentului vor fi, cel mai probabil, date uitării. Și nu de puține ori ele sunt lăsate în nelucrare, asta am constatat eu, sunt soluționate foarte greu. Și clienții mei au formulat plângeri împotriva anumitor polițiști și primeam clasare după 2-3 ani în care practic nu se întâmpla nimic în dosar. Chiar am una pe rol acum, clasată după 3 ani, după ce nu s-a efectuat niciun act de urmărire penală timp de 3 ani. Ceea ce sper eu că nu e așa, dar ceea ce cred eu este că se mizează oarecum pe o, să spunem, o curmare a suferinței odată cu trecerea timpului. Știți că trecerea timpului până la urmă lumea își pierde interesul, inclusiv media, inclusiv mediatic se pierde interesul, dar până la urmă și persoana care s-a adresat organelor, după 3 ani și-a și uitat eveniment și nu îi se mai pare o chestiune atât de gravă încât să insiste să se conteste la prim procuror și ulterior la judecător de canon primar, mă refer la soluția de clasare, din perspectiva în care i-ar putea atrage cheltuieli judiciare. NCN și Ziar de Cluj vor urmări în continuare cazul agentului și vor reveni cu amănunte pe măsură ce acestea vor fi făcute publice.